Bun găsit la Market Briefing, webinarul nostru cu o perspectivă mai largă, prezentat săptămânal marți. Numele meu este Claudiu Cazacu și pentru mine e o bucurie să discutăm despre piețe. În condițiile în care însă reținem că cele prezentate aici nu sunt recomandate de tranzacționare, ci doar opinii, iar piețele financiare sunt riscante mai ales când utilizăm efectul de levier. În unele situații am uh, expunerea și putea avea expunere și în anumite perioade chiar am pe instrumente corelate cu ce discutate sau chiar uh, pe instrumentele discutate. În anumite situații, de asemenea, trebuie să reținem că performanțele trecute nu sunt o garanție a celor viitoare. Haideți să vedem uh, discuția noastră și propunerea mea era uh, tot despre despre piețele bursiere care le dau o, până la urmă o bună ocazie de a trece prin mai multe, mai multe segmente și aici văd că întrebările dumneavoastră sunt în aceeași zonă. Nu am mai actualizat prea mult acest text pentru că am senzația că încetinește cumva uh, mișcarea uh, și până la urmă poate să obtureze înțelegerea graficului. Uh, dar uh, mișcarea platformei, mă refer uh, a graficilor, a trecerii de la unul la altul, dar uh, e destul de clar că vineri și uh, luni au fost zile de revenire și că în prezent piața, bascul, piața fluctuează între două uh, linii destul de puternice, a spune eu, acum suport 2.917, rezistență 2.935. E captiv aici, într-un într -un range, dar într-un range cu o notă favorabilă. De ce spun asta? Pentru că suntem după câteva zile de creștere și uh, destul de aproape de zona care a barat revenirea la începutul lunii august. Ceea ce face din această uh, regiune 2900 35-2944, o regiune foarte dificil de depășit. Nu imposibil însă și cu atât mai mult reținem faptul că dacă ar fi spart o regiune puternică, o regiune semnificativă de rezistență, atunci uh, potențialul de continuare, poate chiar accelerată după aceea, este mai mare decât la uh, depășirea unei linii standard unei rezistențe obișnuite. Aici avem o, o barieră importantă și probabil că următoarea regiune importantă e pe la 2974, în timp ce un reper intermediar fi la 2955. Uh, Suportul este la 2117 și 2895, văd, dar bineînțeles adevăratul suport a întregii informațiuni uh, se poate pune problema să-l găsim pe la 2895. 25, un nivel mai vechi și un reper de închidere în trecut pe 5 august dar și la minimul de la 2817. Deci cu alte cuvinte 10 de puncte mai jos uh, față de uh, față de uh, un uh, grup de rezistență intermediare și peste 100 de puncte față de nivelul actual. E Acum uh, ce a mișcat piețele în sens ascendent și care sunt șansele ca uh, această tendință să continue, ceea ce este și baza întrebărilor uh, dumneavoastră. Păi, în uh, sesiunea de ieri, traderii s-au agățat de două lucruri. Unul dintre ele era mai uh, puțin mai under the radar, așa, mai sub, uh, sub suprafața vizibilă în primă fază, dar uh, cred că a contat totuși, uh, anume faptul că uh, China a uh, semnalat faptul că trece la un nou mod de a seta ratele de uh, ratele de uh, referință pentru dobânzi, așa numitele loan prime rates. Uh, cu alte cuvinte a setat uh, niște uh, benchmark-uri, niște repere pentru dobândă, la, a făcut acea reformă de care vorbise de ceva vreme, reforma ratelor de dobândă, dar care e rezultatul concret și de ce ne interesează? Rezultatul concret este că a coborât astfel costul de finanțare al companiilor. Deci companiile se împrumută mai ieftin. Asta este ca o formă de stimulare monetară. E destul de, destul de clar. E discutabil în ce măsură, pe termen lung, poți să rezolvi orice problemă sau aproape orice problemă cu o astfel de abordare stimulativă. Iată graficul pentru Shanghai Composite. În prima parte, asesiunea a fost în bună parte în teritoriu pozitiv. Însă, pe după amiază, acestea sunt ore locale. Pe după amiază am trecut pe minus, și minusul s-a accentuat. Sunt fluctuații lente, fluctuații relativ limitate, dar uh, chiar și lente. am putea spune, nu e greșit, dar până la urmă închiderea a fost pe minus. Dar ultimele 5 sesiuni în uh, asentimentul uh, burselor uh, europene și mai ales americane au adus creștere, am avut o tendință de creștere vineri, am avut uh, o ușoară trepidație luni, dar în cele din urmă revenire și acum suntem destul de, destul de, sus. Dar pe ultimele șase luni sau de la începutul anului, ceea ce vedem este că suntem departe de maxime și am cam bătut pasul pe loc din mai în coace. Uh, în uh, condițiile în care avem uh, această Încercarea băncilor centrale, o vedeți în Europa, o vedeți în Statele Unite, o vedeți în China, de a amortiza fie o încetinire naturală, zic eu, o anumită oboseală după foarte mulți ani de creștere. Uh, și uh, după anumite programe de stimulare fiscală în Statele Unite, de exemplu, există conjuncturi specifice, fie, pe de altă parte, de a contracara efectele negative ale războiului comercial. În ce măsură pot bănci centrale să uh, joace rolul de scut perfect la adresa acestor aspecte? Cred că este discutabil și, după părerea mea, nu uh, este uh, simplu și pe termen lung cred că nu este posibil ca băncile centrale să ofere o acoperire perfectă, pentru că în realitate vorbim despre niște erodări ale unor lanțuri de aprovizionare din unor lanțuri logistice care s-au construit în decenii și este foarte puțin probabil ca chiar dacă răspunsul acum este foarte rapid să putem rezolva această situație în un an, doi, fără costuri colaterale. Uh, și mai mult, dacă s-a ajuns la astfel de de astfel de lanțuri logistice, ele au fost configurate uh, pentru a optimiza anumite aspecte, fie tehnologice, fie uh, de, de transport, fie pur și simplu economice. Uh, taxele vamale modifică subiectiv această această configurație și impun astfel niște investiții suplimentare, niște costuri suplimentare care vor avea nevoie de timp pentru a fi recuperate. Deci, avem Banca Centrală din China care adoptă această abordare stimulativă. Am avut ieri și bucuria că Huawei, deși s-a lărgit lista de entități supuse sancționării, totuși a primit, așa cum au solicitat nume mari din IT și tehnologie în Statele Unite, a beneficiat de o prelungire a licenței aceea care permite companiilor americane să exporte produse să livreze către Huawei. Dar, dacă ne gândim la ce povesteam ieri, la comentariile din weekend ale lui Peter Navarro, s-ar putea să fie doar o amânare, doar un armistițiu, poate, poate chiar mult spus armistițiu, doar o fereastră de timp pentru pregătire în vederea unei înfruntări și mai și mai aspre, și mai îndelungate. Iar această ipoteză este, după părerea mea, susținută și de anunțurile venite dinspre China ieri. De, erau în, secțiunea de știri, cum că acest stat își va dezvolta accelerat propria industrie de componente de IT și de semiconductori. Nu pare a le păsa prea mult de aspectele negative traderilor în prezent. În sesiunea de ieri am avut date din, din Europa, la nivelul contului curent un surplus aproape de jumătate față de așteptări și o inflație valoare revizuită anualizat la 1%. În Europa însă mișcările ample sunt date de sentimentul vis-a-vis -vis de China și am constatat că el a fost schimbat, reorientat spre optimism recent, iar piața pune presiune pe 765 și în al doilea rând de așteptările privind Banca Centrală Europeană. Cu toate că există există acolo un set de nemulțumiri, în Italia este, e, e posibil să avem evenimente importante în această săptămână. Știți poziția alianței de guvernare, faptul că există o ruptură acolo în alianței, discuție despre alegeri anticipate și. Uh, poate chiar mai mult decât alegeri anticipate, pentru că piețele sunt obișnuite cu instabilitate în Italia. Uh, mai mult decât asta, există și uh, dezbaterea despre uh, cât de mare să fie deficitul bugetar și uh, o propunere recentă este ca, prin tăierea taxelor, deficitul să ajungă și mai, și mai ridicat. E, cu toate acestea sentimentul tinde să fie unul constructiv pe termen scurt, iar piața cred eu că are șanse să depășească în primă fază 764. Avem un baraj de repere de rezistență ulterior pe la 830-850, și apoi toate aceste minime locale. Dacă depășim această regiune, aș spune un închidere, hai să luăm o zonă de 10 puncte pe la un 860 sau peste. Dacă depășim acest 860 de puncte, probabil că piața s-ar putea îndrepta către un 970-980 chiar. Iar mai sus am avea zona 12.000 și 12.080 de puncte. Deci tinde să, să se vadă jumătatea plină a paharului. Amânarea... Uh, momentul în care ar fi din nou tăiat, a fost, a fost pentru o scurtă perioadă tăiat Huawei-ul de la, de la tehnologie și produse și componente dinspre Statele Unite. A fost o perioadă de, de mare tensiune între, între China și Sua, dar și o perioadă de presiune în piețele de capital americane prelungire uh, salutată în piețele bursiere, dar uh, cam atât. E, ce ne așteaptă săptămâna aceasta? Uh, ne așteaptă câteva date macro, dar pe lângă asta ne mai pândește ceva. Uh, în primul rând, uh, sesiunea de azi este una lentă uh, din punct de vedere al acestui calendar, uh, iar uh, din Statele Unite nu prea avem date relevante, sunt stocurile care tre sunt trecute acolo, dar mai importante pentru petrol. Sesiunea de mâine iarăși este cu cifre, stocurile de țiței API. Mâine cele de credite ipotecare și vânzări de case deja construite începe să fie mai interesant împreună cu minutele ședinței FOMC. Aici deși traderii vor fi cu ochii în patru, cred că nu este foarte, foarte ușor să uh, schimbi impresia că urmează mai multe tăieri de rată de dobândă anul acesta. Uh, deci uh, putem avea surprize temporare destul de semnificative, mai ales, aș zice eu, într-un sens hochiș, pentru că cred că sunt niște membri ai Comitetului de Politică Monetară, care nu prea văd motive de a tăia agresiv rata de dobândă, însă dincolo de un eventual flux semnificativ pe dolar și poate, poate pe uh, piețele bursiere pe indicii americani majori uh, pe un orizont limitat de la câteva ore la o sesiune, nu nu văd o schimbare de durată. Uh, există vești importante și nu doar din plan economic venite de atunci. Iar începând de, de joi avem simpozionul de la Jackson Hall, dar avem și indici PMI pentru sectorul manufacturier, avem indicele Conference Board anticipativ la 5, ,5 în Statele Unite, avem cerere de ajutor de șomaj la 3 jumătate, în Europa avem indici PMI la ora 11 în sectorul serviciilor și în uh, cel uh, al industriei, așa că este o zi destul de plină. Uh, ne vom uita cu mare atenție și la indicii din Germania, care vin la 10 și jumătate. Uh, de ceva vreme, uh, cifrele pentru Germania sunt mult sub nivelul de 50 și denotă o industrie în contracție. Uh, iar sesiunea de vineri uh, e un element e un moment culminant. Deși avem vânzări de case noi, conferința de presă a lui Jerome Powell este evenimentul cel mai urmărit. În principiu, de la Jackson Hole putem avea comentarii și ale altor banchieri centrali. Este o întâlnire a banchierilor centrali organizată de către, de către, Fed anual. Este așteptat ca discursul lui Powell pe teme de politică monetară să pună bazele Direcției pentru următoarele câteva luni, și ce ar putea să însemne asta pe termen uh, mediu? Întrebarea este ce își permite care e gradul de libertate pe care îl are uh, guvernatorul uh, Paul în momentul de față. Dacă Îndeplinește așteptările uh, pieței, pur și simplu, uh, întărește această uh, derulare a evoluției pentru dobânzi. În 29 de zile urmează ședința, ședința viitoare din septembrie, deci mai avem ceva până acolo. Aproape toate șansele sunt pentru o tăiere de un sfert de punct procentual. Și apoi mai avem decembrie care față de acum față de acum o lună de exemplu, a desenat o probabilitate mai mare de tăiere de la nivelul actual, avem o tăiere de două sau de trei trepte, dar mai degrabă cea de trei trepte a câștigat uh, foarte mult teren. Fluctuațiile zilnice sunt, uh, sunt limitate. Uh, întrebarea este, vom vedea modificat semnificativ acest, uh, acest, grafic, această distribuție de probabilitate și mai ales își permite Powell, Jerome Powell acum să, uh, să șocheze piețele? Chiar dacă s-a mai, poate nu se vede aici foarte mult, dar revenirea de ieri și cred că parția și de vineri a fost însoțită de o aplatizare, de o ușoară normalizare a curbei randamentelor. Ceea ce a îndulcit un pic temerile de, a îmblânzit un pic temerile de, de recesiune. Dar asta în condițiile în care dobânzile pe termen scurt rămân relativ scurte și cele pe termen lung au tins să crească, încurajate de, de măsurile luate de China, de amânarea deciziei cu Huawei, de amânarea interdiției pentru Huawei și poate de un weekend fără, fără catastrofe în Hong Kong. Pe de altă parte, dacă Banca Centrală are o atitudine foarte foarte agresivă, ar putea să ducă, deci care să nu îndeplinească așteptările actuale, ar putea să ducă la o adâncire a acestei uh, văi, a acestei uh, căldări a randamentelor și a curbei randamentelor și ar putea să uh, panică. Nu cred că Jerome Paul își permite așa ceva, nu cred că se va abține din a uh, semnaliza că în septembrie ar putea veni o rată de o tăiere de rată de dobândă și am mai putea avea câteva până la finalul anului. Întrebarea este cât de multe și piețele se vor putea descurca cu, uh, cu o um, anumită imprecizie, cu anumită neclaritate acolo. Însă cu ce nu s-ar putea nu s-ar putea descurca cu ideea că um, este o ajustare mid-term. Uh, mid-cycle corecție, deci de, de jumătate de, de ciclu, să insiste pe ideea aceasta, până la urmă uh, totul se va învârti în, în ciuda sau indip, independent, indiferent de uh, cuvintele utilizate, totul se va învârti în jurul a cât de multe tăieri de dobândă mai este dispus să facă Fedul. Iar Paul s-a arătat destul de reticent și la ultima conferință de presă vă mai am amintiți care a fost reacția Uh, când uh, a, a, sugerat că uh, e doar o întrerupere a ciclului de, de creștere, uh, o ajustare mid-cycle și apoi implicit ce spunea este că dobânzile vor relua creșterea. le au fost șocate, au zis cum să se întâmplă așa ceva și am avut reacție negativă pe, pe burse, pozitivă pe dolar, până când a venit cu niște precizări, spunând că asta nu înseamnă că este one and done, uh, nu se întâmplă o singură tăiere de, de dobândă, ce deci vor fi probabil mai multe. același, cam același lucru se întrezărește aici. Și cred că orice s-ar întâmpla, îi va fi foarte greu să fie pe muchie, să fie exact pe linia așteptărilor. Va fi puțin mai sus sau puțin mai jos. Iar acest puțin mai sus sau puțin mai jos va însemna foarte posibil o reacție puternică în piață. Deci eu mă gândesc, în primul rând mă întreb dacă piețele vor rămâne, dacă bursa americană va rămâne în această zonă până, până vineri, mai avem trei sesiuni pline și uh, cred că e destul de greu să, să, să bată pasul pe loc atâta vreme. Adică pasul pe loc ar însemna fluctuații de până în 20-30 de puncte sau, sau chiar dacă depășim ușor reperele majore, mai ce de rezistență, să nu ne îndepărtăm prea mult. Deci mai probabil vom fi atunci considerabil mai sus sau, sau mai jos, asta înseamnă peste 2-3%, deci peste vreo 60-70 de puncte, dar cred că, independent de poziția în care ne vom afla, piețele vor fi foarte sensibile la mici nuanțe ale, lui, ale conferinței sale. Mai există și opțiunea în care să aibă o discuție care să atingă teme generale, să se păstreze în zona teoretică și să, practic, să lasă pe observator cu buza umflată, dar și pe cei care așteaptă informări despre direcția viitoare, însă cred că e mai puțin probabil. Mai probabil se va mișca foarte pronunțat piața. Așa cum văd lucrurile în prezent, cumva însă trebuie să vă anunț faptul că în configurația actuală am niște zile libere, joi și vineri, așa că e posibil să se întâmple orice și după aceea săptămâna viitoare iarăși sunt în, în concediu, așa că ne, mai, ne vom mai auzi mâine și după aceea o să fie o perioadă mai lungă de pauză, care voi mai urmări piețele, dar. Asta, asta, este situația, ceea ce poate crea un anumit risc de volatilitate suplimentară, aș spune eu, în glumă, deși statistica este în, în favoarea acestei afirmații. Revenind acum în planul foarte serios, din așteptările mele actuale, consider că ar fi foarte, foarte reticent Fedul să îndeplinească în totalitate așteptările pieței. Și că, la o primă citire, ar trebui să, să păstreze așa un ton reținut și la urma urmei să vedem că piețele sunt dezamăgite. Însă, mai este o chestiune. Discuția despre felul în care vor evolua relații între China și SUA. Dacă Fedul are motive clare să creadă, nu că o va spune neapărat, dar dacă are motive foarte clare să creadă că uh, taxele vamale se vor majora, că în, uh, în decembrie este aproape sigură uh, o introducere a celor tarife majorate pentru uh, telefoane mobile, pentru console video, pentru alte produse electronice de larg consum și că asta are înăutăție semnificativ, atât de relațiile cu China, cât și sentimentul consumatorilor, este posibil ca Fedul, având acest, acest, pachet de, de informații, să acționeze, să acționeze, să comunice care este tot, este tot o acțiune foarte agresiv. Deci, pentru, pentru mine, scenariul principal este ca Fedul să, să fie underwhelming, să dezamăgească. Dacă o va face, dacă va, va vorbi de cel puțin trei majorări, Uh, sau va utiliza un limbaj care să susțină această idee, cel puțin trei tăieri, dacă am spus major, e vorba de tăieri de dobândă, până la finalul anului, atunci piețele ar putea avea un moment de euforie. Și aici ajungem la discuția unui, la comentariul unui participant care spune JP Morgan tocmai se așteaptă că bursa americană să atingă noi maxime în primul trimestru al anului viitor. Uh, mi se pare destul de greu să atingă noi maxime primul trimestru al anului viitor. Cred că dacă este să, să facă un val de optimism, ar trebui să se întâmple relativ curând, iar dacă nu, probabil că ne va aștepta o perioadă destul de, destul de complicată și că finalul de an, începutul al anului viitor, poate dacă primul trimestru înseamnă 31 martie, da, dar mi se pare mai mai probabil ca dacă în aceste săptămâni, una, două luni, nu reușim o abordare optimistă să ne pândească o corecție mult mai consistentă. Deci, cam asta este. Este un set de probabilități. Văd o probabilitate notabilă ca Paul să dezamăgească. Dacă nu o va face, cred că piețele vor fi extrem de fericite, dar, după părerea mea, acela ar fi un semn de, de îngrijorare. Ar însemna că o face nu doar pentru a ceda la presiunea președintelui, care, apropo, Trump ieri vorbea de repornirea programului QE, el trebuie să se oprească, deci inversul programului, retragerea de lichiditate ar trebui să se oprească în, în luna septembrie, iar deci în prezent încă se mai absorbe, iar a, președintele american dorește repornirea, nu, nu oprirea retragerea de lichiditate, ci turnarea din, din nou de cantități de dolari nou create în, în sistem. A, deci, dacă fed acționează foarte puternic, vineri ar fi un foc de artificii, ar putea să țină nu doar o zi, ar putea să țină mai mult, poate câteva sesiuni, poate o săptămână. Și în acele condiții ne-am gândit posibil la, la maxime istorice. De ce? Pentru că, în termeni procentuali, maxime istorice înseamnă să mai creștem peste 3,3% de aici, ceea ce nu e complicat. O ședință foarte bună. Uh, urmate de încă un, un plus sau chiar o ședință excepțională ne-ar ne putea duce acolo de la nivelurile curente. Uh, ce așteaptă piața, ce văd eu aici, piața are, are această zonă de optimism, dar după părerea mea, mecanica internă este fragilizată. Uitați-vă pur și simplu la aceste două zile, 5 august și 14 august. Uitați-vă în ce fel s-a putut, s-a vinde în aceste sesiuni și cum revenirile, actuale, revenirile, ulterioare nu au fost la fel, de, la fel de pronunțate. A fost nevoie de mai multe zile pentru refacerea sentimentului. Și a zice, da, pe termen scurt, poate că piața încă poate fi salvată, dar mă tem că există, există pericole notabile ulterioare. Linia de trend aceasta, din 2018 încoace, iarăși e în prezent retestat. Asta nu înseamnă că piața nu poate să meargă temporar peste, dar întărește ideea că 2043-44 e o rezistență foarte, foarte puternică. Am discutat și de bursa germană. Pe US100 este ceva asemănător. Eu aș spune că dacă e vorba de, de o întoarcere spre pesimism, mai ales final de săptămână sau începutul săptămânii evitare, cred că acest indice ar fi foarte vulnerabil, pentru că probabil că pesimismul ar fi asociat destul de mult cu China, cu tehnologia, cu companiile care au crescut foarte mult. Deci trei motive pentru ca acest indice să fie mai vulnerabil, în termeni procentual, atunci când lucrurile se vor schimba decât decât US500, de exemplu. Rezistența ar fi la 7791 și la 7835, mai sus, 7873. Uh, Suport la 7702, 7543, 7375 și 7220. Uh, rămâne de văzut. Ok. Uh, în prezent am, am o extrem limitată raportat la dimensiunea contului, o expunere negativă prin niște instrumente derivate pe, pe indicele uh, pe futures pe SP 500. Asta ca, uh, o, ca un disclaimer și o informare în scop de transparență. Bun. Vă propun să trecem la segmentul următor cel al segmentul mărfurilor și al materiilor prime. Aici putem uh, discuta puțin despre Aur unde văd deja uh, întrebări. Nu vreau să scadă atât descriu cât... <laughs> participant, nu vreau să scadă în paranteză atât cât mi-aș dori eu, rezistă prea bine. Uh... Discuția se pune, se pune în felul următor. Zona importantă de rezistență, 1529-1530, ce se așteaptă, ce poate să facă piața de aici înainte. Dobânzile, vedem, sunt încă relativ scăzute. Uitați-vă la acest trend. Am fost mai jos, am fost pe 1.52-1.53. La 1.58 nu înseamnă o revenire notabilă și piața este mult mai jos cu dobânzile, deci mult mai sus cu prețul bondurilor iar uh, un lucru destul de interesant la urma urmei la nivel global avem trilioane de dolari echivalent de bonduri, de titluri de, uh, de stat de obligațiuni suverane cu dobânzi negative. Adică doresc siguranță, cumperi niște titluri de stat germane din piață și uh, la scadență primești mai puțin bani decât decât ai investit. Nu cu mult mai puțin, dar mai puțin. Un 0,6% pe an ești penalizat. E un comision uh, aparent. Putem să-l vedem așa, deși uh, da, e o simplificare. E o reambalare. -re În timp ce în uh, condițiile în care investești în aur nu ai un cost, bine, în afară de ce de tranzacționare normal, uh, care există și la titul de stat. Dar uh, totuși te expui la riscul de preț. Iar uh, asta este, cred, ceea ce îi ce uh, lasă așa un pic uimiți pe, pe investitori, Oare aurul acum a crescut prea mult? S-a mișcat, a fost multă vreme sub 1300 și din iunie, deci pe parcursul verii, a crescut cu vreo 14%, ceea ce este mult pentru acest instrument care, care a avut ani de zile, fluctuații de în 6 luni, a avut, să zicem, cel mult 10%, uneori chiar, chiar mai puțin pe anumite segmente. Deci a fost luni de zile cu, cu variații de 3%. Iar acum, din toată, o mișcare foarte pronunțată. Aurul, cred că, la fel ca orice alt instrument, are nevoie de o, de o pauză după, după impulsuri puternice și impulsul recent din, din august a fost un impuls puternic, de peste 5% în câteva sesiuni cred că e, dacă ar rămâne aici peste 1500 sau, mă rog, să zicem peste 1488, acela ar fi un semnal de forță pentru, pentru, viitor și ar da o bază bună pentru creștere. Dar e prea devreme să zicem că rezistă pe aici. Uh, Powell în varianta principală, spune eu, dar care are probabilitate de puțin peste 50% și Hai să spuneți pe 55% acum, dar vor mai fi declarații, vor mai fi evenimente și ele pot să reorienteze, să, să redeseneze aceste probabilități. Dar eu aș spune 55% va, va, vorbi despre o nouă tere de dobândă, dar nu va fi la fel de doviș pe cât așteaptă, pe cât așteaptă piețele. E, într-o asemenea ipoteză, aurul ar trebui normal, ar avea de suferit. Dolarul ar avea de câștigat, iar bursele de asemenea nu ar s-ar simți foarte bine. Însă, dacă Powell merge pe cealaltă direcție, cum arată raportul risc de fapt? Cred că arată cam așa, dacă Powell este destul de... Dacă discursul de vineri de la Jackson Hall este nu pe placul piețelor, este mai restrictiv, nu se aruncă Fedul să taie rata de dobândă de mai multe ori până la finalul anului sau măcar să o promită, spune că avem de așteptat, insistă pe faptul că este un mid-cycle adjustment, e atunci probabil că cel puțin o, 1466, dar eu aș zice mai degrabă niveluri în zona liniei de trend, cam spre 1430-1440, ar putea fi atinse. Asta în prima fază, dar după aceea am scăpat de uh, am scăpat de uh, tensiunile cu China, am scăpat de Hong Kong, am scăpat de încetinea uh, din industrie în Europa care se se vede la un alt nivel și în statele Unite, de Brexit, de alte riscuri geopolitice. Uh, nu. Și de aceea eu zic că mai degrabă linia de trend, dar uh, aceasta uh, semnalată recent ar avea șanse să reziste. În cazul celălalt, ce s-ar petrece? Am sparge maximele, foarte posibil, care nu sunt maxime istorice, așa cum am văzut la un moment dat în, presă, sunt maxime istorice exprimate în lei, dar nu, nu și în dolari. Și dacă mergem peste 1529-1530, mergem peste o zonă semnificativă o zonă de suport atât de, atât de veche și atât de puternică atunci, încât este posibil ca în timp să, să, se deblocheze repere considerabil mai sus. 1548 ar fi în primă fază, 1556 niveluri de, de urmărit, dar eu zic că în timp vorbind poate de 1600 sau chiar un 1600. 15.616. Ceea ce pare că se petrece aici cu Aurul este o, este o pauză, dar o pauză care, din care va ieși destul de, destul de probabil chiar vineri. Bun. Uh, văd o întrebare dacă se scade, dacă în acest scenariu se scade la pachet și aurul și bursele. Da, cred că este, este posibil. Este chiar, uh, este chiar, probabil să scade la pachet și aurul și bursele. În prima fază, asta nu înseamnă că o va ține așa zile la, zile la rând, dar uh, sau foarte multe zile la rând, dar ar putea să, să țină o sesiune, două și uh, cred că Cred că da, dacă Paul dezamăgește, vom avea această evoluție sincronizată. Însă, trendul e destul de, bine, destul de bine formulat aici. Aș vrea să mai fac un lucru înainte de a merge mai departe. Putem desena o canal de trend și astfel, însă am ales aceste două puncte și ignorăm un, un... candlestick cu o umbră lungă. Haideți să facem așa, să punem o linie punctată care să reținem că înseamnă faptul că e, e schițată această idee și astfel să mai obținem o linie de suport intermediar în jurul 2483 sau poate ne ajută în zilele următoare. Dar să reținem că nu e foarte puternică, nu e foarte bine definită și de aceea să nu-i acordăm importanță excesivă, doar o avem acolo dacă e nevoie de un reper intermediar. Bun, uh, va fi interesant, da, va fi distractiv. <laughs> uh, va fi distractiv, o să, o să mă uit la, la piață și uh, și vineri sper să am uh, conexiune exact în acea perioadă uh, când va fi discursul și reacția. Bun, pentru petrol, uh, revenirea este una mai lentă acum. Am... Uh, dar să spargem acel, acel interval. Vedeți, n-a fost ușor s sau luptat destul de destul de serios cumpărătorii cu vânzătorii. Au fost chiar o încercare de a atinge linia de trend. Și totuși tendința este de creștere cu toate că vine numărul de sonde de funcțiune a fost, a fost mai mare. E destul de greu de descifrat petrolul în această perioadă. A fost observat în mișcare uh, petrolierul acela uh, iranian. Uh, avem uh, de asemenea uh, o uh, rundă de atacuri uh, în uh, zona Arabiei Saudite pentru facilități de producție. Asta nu, nu azi, dar în zile trecute și uh, piețele sunt uh, încă destul de detașate. Eu aș uh, simți aici uh, o o piață care tinde spre uh, tinde spre uh, testarea limitei superioare la 56-65. Uh, unei proiecții, un interval de consolidare, dar care este foarte interesant și un reper de rezistență mai vechi. L-avem pe grafic din trecut și cred că este din trecutul mai îndepărtat decât ce se vede aici pe un M15. Ideea fiind însă că merge cu sentimentul pozitiv din piața de capital, dar cu o mică problemă. Problema este apropierea de această linie de trend descendent și faptul că uh, există stres vis-a-vis -vis de economia globală. Deci, cred că uh, în curând ne vom izbi de această barieră a liniei de trend și ea nu este ușor de spart. Însă, se observă și în această piață, ca și în cea de capital, ca și pe aur, o confluență a uh, unor momente cheie cu momentul temporal al sesiunii de vine. Cu alte cuvinte, Powell va avea puterea de a ne duce peste linia de trend sau sub. Așa cum văd lucrurile în prezent, mixul de factori fundamentali referitor la consumul din economia reală, din China, la evoluția comerțului global, la, chiar și la industria europeană și americană, aș spune că riscul pentru petrol este în cele din urmă descendent. Dar mai sunt o serie de factori specifici. Cine poate ști dacă nu mai avem un nou incident în golful, în zona străptorii Ormuz, în golful Oman sau, sau, sunt alte probleme în state producătoare din Africa. Am văzut acolo, știți că Sudanul de, zona între Sudan și Sudan, Sudanul de Sud este, este, o zonă foarte instabilă. Acolo în Sudan însă recent a existat o predare a puterii către un acord de împărțire a puterii dacă va duce la predarea către civil spre armată, deci că pare să liniști, dar e aproape mereu un risc ca inflamare acolo să se muleze peste alte peste un sentiment de piață sau peste alte aspecte și să ducă la o schimbare pentru petrol. Însă, așa cum văd lucrurile, încă pe trend ascendent, cu o șansă decentă de a atinge 56-65, dacă spargem acest nivel, 57-47 și linia de trend. De unde cred că e mai dificil să mergem mult mai sus. Dacă o facem, 58-25 și 58-81, suport 56-11, 55-61 și 54-62. Pe scurt, monedele virtuale nu sunt deosebit de palpitante. Dacă ziua ar închide așa, am avea, am avea un shooting star, ar fi un semnal de slăbiciune, de slăbire pe termen scurt, dar, dar ziua este la început și eu cred că avem așa o zonă de incertitudine care se lărgește. În, în perioada următoare și poate să ajungă peste, peste o săptămână, cred că la fel de bine am putea fi la 11.600 ca și la uh, sub 10.000 de, de puncte. Uh, pare însă că a pierdut un pic de, de viteză și mi se pare că în zile și săptămânile următoare există un, risc, uh, un pic de risc descendent în această piață. mergem spre zona de perechi valutare cu o discuție despre euro usd spre 1.1055 pare că se îndreaptă cu destule trepidații, cu destule nesigurări, nes nesiguranțe și uh, ezitări, doar că uh, e e parcă tras în jos și Haideți să vedem ce se mai întâmplă în fluxurile de știri. Uh, iată, uh, tot mai intens uh, dezbaterea despre Brexit, care se răsfrânge un pic și spre Europa, mai ales uh, uh, de impact pentru Liera Sterlină. Uh, iar uh, Salvini din Italia spune că un... Uh, uh, un buget de 50 de miliarde este necesar pentru a oferi o stimulare fiscală șoc, deci pentru a ajuta economia, un pachet de 50 de miliarde de euro, ceea ce merge în aceeași, în aceeași direcție a îndoielii, că Italia este pe o traiectorie sustenabilă fiscal și presează în privința monede unice europene. În timp ce dolarul american, iată-l, pe dolar index, pare pregătit să decoleze, pare pregătit să, să meargă și mai sus. Mie, în multă vreme, mi s-a părut neclar acest grafic, dar așa cum se vede aici, parcă l vedea mai... parcă piața aceasta, din punct de vedere tehnic, se pregătește pentru o creștere. Și o creștere a dolarului e greu de apărat, de susținut, dacă Powell este foarte doviș. Ce ar putea duce la o creștere a dolarului? Un eveniment din acesta geopolitic care se ducă la o goană spre active de siguranță sau altceva, dar USD-ul uh, pare a fi generat în această perioadă, uh, în, uh, între august 2018, aproape un an de zile, uh, din 2018 până, până acum un fel de running correction și nu, și nu o formă de, de top, de, de maxim. Însă să vedem ce decide Banca Centrală și dacă își asumă uh, riscurile de a șoca piețele. Pentru că asta ar face, ar șoca piețele dacă nu s-ar ridica la înălțimea așteptărilor de susținere monetară. Uh, și uh, diveriții observatori, am văzut și pe Bloomberg și pe CNBC spun că nu își permite să facă așa ceva. Uh, nu știu dacă, uh, dacă aceștia au întreaga dimensiunea uh, a bătăliei care se desfășoară în interiorul Fed și a faptului că unii dintre membrii nu ar fi votat, de fapt, dacă erau să zicem, fără niciun pic de presiune din partea pieței, nu se recunoaște oficial, dar, dar e, e de bănuit că a contat, nu ar fi tăiat rata de dobândă. E, dacă o va face, am mai spus asta și în segmentul de, de, acțiuni, dacă o va face, ar putea să, să semnaleze de fapt Fedul că anticipează o înrăutățire consistentă a performanței economiei reale în condițiile unor uh, tesiu prelungite cu China sau a unor altor motive pe care nu le luăm în calcul în prezent. Dar uh, dolarul pare relativ bine susținut și de aceea, pe termen mai lung, a spune că, deși avem o rezistență puternică la 11.22 și mai avem alte repere intermediare, cum ar fi 11.88, tendința pe un orizont de câteva săptămâni este totuși descendentă. 1.10.55, 1.10.20, 10 ar fi niveluri de suport și până atunci un, un, range. Vineri date importante, joi 10 și jumătate și 11 cifre din Europa relevante pentru EuroSD și mâine vă zic de case deja construite și cele de credite ipotecare. Asta în privința Statelor Unite. Bun. Pentru Lira Stelină, aici se vede ce cred traderii despre, despre afirmațiile lui Boris Johnson, că nu își dorește o, o ieșire fără acord, dar că trebuie să fim pregătiți pentru asta, deci se cam înțelege în ce direcție bate în vântul actual. Uh, we are ready to work with our friends to achieve a deal, but if you want to a good deal, you must be prepared to come out without one. Deci, negociem, discutăm, uh, dacă nu va fi acordul cum dorim noi și europenii au cam semnalizat că nu vor să lase de la ei foarte mult, va fi no deal. Jeremy Corbyn care spune că ar putea să facă niște alegeri anticipate, dar să vedem, să ne mai înțelegem, să discutăm, va fi săptămâna viitoare o nouă discuție cu, cu diversi parlamentari, de înțeleg din asta că se cam apropie un moment cheie și mai degrabă sunt fără apărare în fața hoardelor de speculatori care atât așteaptă o ieșire fără un, fără un acord. Și, în consecință, se mișcă lira sterlină în jos spre 1,2098, mai jos suport la 1,2009 și riscurile sunt descendente pe termen scurt. Rezistența la 1,2174, 2206 și 2274, Jackson Hole bineînțeles, va mișca dolarul uh, și va mișca și GBPUSD, dar ar putea schimba semnificativ uh, abordarea. În timp ce dolar yen, iată, un mic, uh, un mic semnal că nu totul este, este roz uh, și uh, asta mă gândesc dacă e vorba doar de, doar de USD sau e vorba de, uh, de un aspect mai larg asociat cu sentimentul uh, de risc și cu sentimentul din piețele bursiere. E prea devreme pentru a spune prea mult, însă cred că există un potențial de aluneca aici pe termen scurt, 106, și 23 suport, apoi 106 și mai jos ar fi la 105-64, care ne arată că în ciuda revenirilor recente, inclusiv din piețele de capital, se păstrează o pătură de scepticism, de, de îndoială vis-a-vis -vis de uh, sustenabilitatea mișcărilor actuale. Uh, dacă ne gândim strict la dolar uh, yen, atunci uh, în uh, sesiunea trecută am avut uh, datele despre exporturi care au scăzut nu atât cât se aștepta, importurile de asemenea, dar un deficit mai mare, ceea ce ar fi dus uh, în mod normal la o adâncire a apetitului pentru dolar în defavoarea ienului, pentru că o monedă cu țară cu deficit are nevoie de o monedă mai a, slabă. Însă moneda poate să fie mai slabă în condițiile în care nu este cerere din alte, a, din alte surse, din alte motive. Și dacă cererea este acolo pentru că o parte din capitalul autohton a, care a fost investit pentru randamente mai bune peste graniță se întoarce, atunci uh, ai aceste mici, uh, mici trepidații. Nu vorbim de mișcare ample, să fim uh, foarte realiști. Eu am avut la început de august o astfel de, de fluctuație. Acum, uh, acum trebuie de să mai degrabă în expectativă, dar cu riscuri pe termen scurt. Dacă spargem 106.80, uh, și apoi 107-12, atunci e spațiu deschis, poate spre un 108 chiar. Uh, mă gândesc la, la ce s-ar putea întâmpla vineri. Cred că după ziua de vineri vom fi spre 108 sau nu, în termeni echivalenți. Dacă înainte de cofeța lui Paul am fi în această zonă, probabil că am putea înregistra în, în 24 de ore de la, de la cofeța lui Paul, de acolo am putea înregistra o variație de peste un în, procent în, în oricare dintre sensuri. Și uh, pe leu constatăm o ușoară tendință de slăbire. Uh, Rangers s-a definit foarte bine acum. Dacă era o chestiune tehnică, dacă era o piață care se răspunde la analiza tehnică uh, puternică, atunci uh, am fi zis, uh, da, e o zonă de consolidare și mai degrabă urmează o nouă scădere a euroleu în, uh, în piața valutarea leului, așa cum o cunoaștem, însă e cazul să să fim cu o doză mai mare de rezervă vis-a-vis -vis de ce se semnalizează analiza tehnică. Nu avem date noi de la statistică, dar două sunt în scădere, cu două puncte de bază la 3 luni și cu 0-13 deci puncte la overnight. Și poate de aici se simte așa un pic de, de cost pentru leu. Dar mai aș aștepta ca cel puțin o dată în zilele următoare să mai există o tendință de a merge spre 4,72. Ulterior însă, dacă se cam încheie perioada de, de, vară, știți că mergând spre toamnă, de multe ori există o perioadă mai puțin favorabilă pentru, pentru leu. Deci ar putea să fie un risc de, de creștere a cursului orientat pe următoarele câteva săptămâni, o lună. 47380 ar fi rezistență și apoi 475 suport la 47180, 47080 și 470. Ne așteaptă deci o săptămână foarte importantă cu ceva date care vin din Statele Unite și din Europa joi, indici PMI. Avem în Statele Unite joi și vineri un pachet de date importante, dar destul de relevant ce se întâmplă la Jackson Hall, putem avea discursul de la alți banchieri centrali ai, ai lumii, fie că vorbim de uh, uh, cei din state europene, din Asia, din, uh, din Japonia sau din Australia, însă uh, cel mai important este uh, cel uh, al uh, lui Jerome Powell programat vineri la ora 5, care putea modela piețele cel puțin pentru sesiunea respectivă și posibil într-o manieră destul de volatilă. Mulțumesc pentru atenția dumneavoastră, o zi plăcută în continuare și cât mai profitabilă. Să ne auzim cu bine, pe curând, la revedere!